Lovituri de teatru. Lobbistul care l-a dus pe Dragnea la Trump de un judecat publicația Hot News sublinierei pe jurnalistul Dante Pelag. Lobbistul sublinierei omul de afaceri Eliot Broidy, semnatarul invitației în baza cererii a Liviu Dragnea sublinierei Sorin Grindeanu au participat la o masă organizat la Trump International Hotel de presubliniere din Telesua, anunce de un judecat publicația Hot News ro. Sublinierei pe jurnalistul Dante Pelag. Pelag sublinierei Hot News ro. Au scris în ultima perioadă mai multe articole despre relațiile lui Dragnea cu Broidy, despre contractele de armament cu subliniere tigate de compania americanului cu Ministerul Apărării Naționale sublinierei despre o presupus solicitare a omului de afaceri, cetră un parlamentar american. Să nu discute cu sublinierea Fadna în timpul unei vizite la București subliniere TI. În ultima perioadă a site-ul hotnews.ro. Fostul sau editor coordonator și reporter Dante Pelag au publicat o serie de articole defamatoare despre domnul Eliot Broidy, apărute atât în România, dar și în afara României. Aceste articole recente și afirmațiile subsecvente continuă în același timp informații greșite, false, manipulatorii, precum și omisiuni grave, într-o manieră ce pare realizată cu obiectivul de a-i afecta domnului Broidy reputația. Suntem extrem de preocupați de aceste atacuri repetate și bazate pe falsuri împotriva clientului nostru. În aceeași măsură, clientul nostru este preocupat de efectele acestor articole asupra securității naționale ale țării dumneavoastră, România, și de motivele publicării afirmațiilor false și defăimătoare. A celor de mai sus, domnul Broidy a inițiat procedurile legale împotriva hotnews.ro. Ia domnul Tapalagaina s-a felincat partiile implicate să fie responsabilizate pentru acțiunile lor. Broidy va continua cu aceeași determinare să se apere, atât ca persoana, cât și afacerile domniei sale, prin toate mijloacele legale posibile împotriva tuturor atacurilor false și defăimătoare, cu atât mai mult atunci când acestea pot genera pierderi pe o scară mai largă, este mesajul remis redacției știrii pe surse.ro. De Matese. Salerno, din partea firmei de consultant legal internațional Latament Watkins LLP. Presa din SUA a scris despre controversatele legături pe care celebrul lobbist Eliot Broidy le-ar avea cu oamenii politici din România. Eliot Broidy este cel care i-a invitat pe liderul PSD sublinierei pe fostul premier la ceremonia de investire a lui Donald Trump, din ianuarie 2017. Ulterior, Broidy a deschis o filială a firmei sale în România, iar în scurt timp a câștigat două contracte de armament cu Ministerul Apărării Naționale. Broidy a înlesnit contacte sublinierei de plasări în SUA ale unor politicieni setereini care l-ar fi ajutat să încheie contracte, cum mai notează publicația The New York Times, menționând sublinierei invitația la un party la hotelul din Washington al lui Trump pentru un parlamentar român acuzat de corupție,
care a postat pe Facebook o fotografie cu presubliniere dintele. Sute de pagini din mail-uri despre contactele sublinierei afacerile lui Broidi au fost oferite publicației de Times de către un grup anonim ce se declară ostil lobby-ului prin care Broidi susține politicile americane în Orientul Mijlociu. Broidi ar fi trimis un e-mail unui oficial de la Washington în care îl sfântatuia să anuleze o întâlnire cu Laura Codroacovesi sub pretextul ce ar urma să fie înlăturat de la Efiadna. Eliot Broidi a trimis un e-mail lui Ed Royce, președintele Comisiei de Afaceri Externe din Camera Reprezentanilor, în data de 8 august 2017. În care îmi atrăgea atenția ce nu ar trebui să se întâlnească la București cu Laura Codroacovesi.